Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă etalare pentru iulie, etalare la alegere. Vă alegeți din trei elemente, 1, 2, 3 sau 3 seturi de cărți, să vă arăt mai aproape, da. Vedeți? 1, 2 și 3 sau clopoțelul, inima de sodalit pe care ați mai văzut-o și scoica. De fapt, pe toate le-ați mai văzut de-a lungul timpului. Aici vă puneți pauză eventual, vă decideți 1, 2 sau 3 și apoi vă ascultați prezentarea, pe care o fac în mod special pentru abonații mei acestui canal, cărora le mulțumesc din suflet pentru încredere, pentru cei care vizitează periodic și sunt admiratori ai acestui canal. Vă mulțumesc și vouă pentru comentariile pozitive, pentru susținerea pe care mi-o transmiteți energetic prin gândurile frumoase. Și evident pentru cei care vor vizita și sper să se alăture acestui canal și să-l susțină în continuare. Cu like-uri, cu comentarii frumoase și cu o energie pozitivă care să ne ajute pe toți să creștem și să manifestăm ce e mai frumos. Ok, deci pun pauză și începe talarea numărul 1. Ok, am scos mesajele de la îngeri și cele legate de carieră sau de viața voastră de zi cu zi. Aveți deja că sunteți pe calea cea bună, că dragostea face diferența, că probabil unii vreți să mergeți la școală, să vă continuați studiile sau să studiați ceva. Și vă voi explica pe rând și singurul lucru care este real este dragostea. Însă, haideți să desfășurăm și cărțile. Haideți să vedem leitmotivul acestei prezentări. Asta să fie? O, 7 de pământ. Interesant. Adică așteptare, dar nu... și un echilibru emoțional. Și o luptă cu emoțiile și cu oglindirea voastră în ceea ce v-ați propus să manifestați. Interesant. Deci, leitmotivul ar fi așteptarea în acest moment. O să clarificăm sau o să vă explic imediat. Vreau de asta dată să pun cărțile și apoi să discutăm. Și aș vrea să pun astăzi altfel. Aș vrea să folosesc două rânduri de cărți. Voi în relație cu cineva. Cine vreți voi să fie? Părinte, copil, coleg la locul de muncă, persoana dragă, fosta persoană, viitoarea, prezenta, voi știți, da? Văd 4 de spade, aveți nevoie de vindecare. De vindecare sunteți, ia uite, interesant cum se leagă cărțile, foarte frumos. Sunteți într-un proces eremitu de creștere spirituală și acest proces poate să dureze. Eremitul învață, se învață pe el însuși, își caută lumina în sine și în toate experiențele pe care le are sau tot ce experimentează. Și dacă aveți dubii că faceți ceva ce nu ar trebui, vi se confirmă că sunteți pe calea cea bună. Într-o privință, bănuiesc că spiritual, unii dintre voi v-ați ales o cale, forțat sau neforțați de situație, oricum sunteți pe calea cea bună, da? Calea căutării luminii, a înțelegerii, a cunoștinței binelui și răului. Eventual, mai vorbim, așa, scurte mesaje. Haideți să vedem. Voi. Un mesaj, ia uite, a vrut să se arate iar eremitul. Confirmă, este un mesaj foarte important faptul că vreți să vă luptați, pe de-o parte, pentru niște reușite, eventual la școală, în menținerea cunoștințelor voastre, informațiilor voastre. Pe de altă parte, sunteți și un pic defensivi. E o luptă, să zic, mai degrabă pasivă sau niște bătălii selectate. Vreți să vă detașați de ce nu vă priește, de tot ce vă tulbură, ca să vă orientați către lumină, către creșterea voastră. Deci, oricum, chiar dacă eu acum o să pun cărțile,
Încercați și adaptați-vă mesajul că dacă pe acest rând, cumva, eu zic că sunteți voi, posibil să fie partenerul, partenera voastră, de care ar fi profesional, de dragoste, de familie, și voi să fiți în poziția a doua. Haideți să vedem. Numărul 1, iulie. Oh, justiția, interesant. Chestii legale, eventual, și în ce privește școala, pentru unii. Vreți să vă continuați studiile, să vă înscrieți eventual. 3 de pute. A trebuit să pun pauză, dar voi vreți să vedeți cum vin cărțile. Uite, așa o să dureze mai mult, dar nu-i problemă. Oho. Interesant că apare casa și aici, și în mesajele de la îngeri, ca și subiect la care vă gândiți unii dintre voi. Ce simte? Ce gândește? Cum acționează? Oho, ce e frică? Interesant. Ce își dorește? Oho, ce își dorește? Ce reușiți să faceți? Oh, am vrut deja să sară. Unde a sărit? Cartea. Interesant. A venit invers. Ok, partenerul, partenera voastră. Teoretic ar trebui să pun pauză, dar o să vedeți voi cum vin cărțile. Numărul 1. Spre unde? Ce simte? Ce gândește? Cum acționează? Partenerul, partenera, de orice natură ar fi, au vrut să vină. Ia să vedem câte sunt. 1, 2, 3, 4, 5. Interesant. Chiar au venit 5, da? 1, 2, 3, 4, 5. Mai trebuie încă o carte. Ce reușiți? Sunt foarte curioasă. Știți că mai schimb felul de în care etalez. Sunt foarte curioasă cum... Oh! Interesant, au venit două. Le las. Foarte curioasă cum veți rezona. Unii dintre voi sunteți ori la locul de muncă, un job care vă obosește, de care ați vrea să vă debarasați, pentru că e regina de spade care spune adevărul. Poate aveți pe cineva la locul de muncă cu care aveți discuții și vreți să vindecați asul de cupe, așa îl simt în acest moment, să vindecați aceste discuții, conflicte. Poate să fie și un avocat, o avocată care vă ajută să lămuriți niște chestiuni care țin de responsabilitățile voastre și de contractul vostru, probabil niște chestiuni care erau dezechilibrate și vă creau conflicte cu concurența sau cu colegii sau, evident, și cu cei din postura mai înaltă. Așa, un scurt mesaj. Am spus că leitmotivul ar fi așteptarea. Este un semn de pământ. Asta înseamnă că pe lângă așteptare, voi în acest timp nu stați cu mâinile în sân, vă lucrați chakrele. Și interesant că la sfatul pe care îl aveți în legătură cu chakrele, v-a venit curcubeul. Adică trebuie să vă lucrați toate chakrele, cel puțin în același timp. Și să meditați la noțiunea de curcubeu, de echilibru, că de fapt asta înseamnă, da? Când toate chakrele sunt curate, sunt deschise, sunt în bună funcțiune, înseamnă echilibru. Curcubeu înseamnă și speranță. Dacă voi vă luați timp, această așteptare, să investiți în voi și în ce este, considerați voi că este
Prielnic creșterii voastre spirituale despre care am vorbit mai devreme cu eremitul, cu confirmarea că sunteți pe calea cea bună, probabil că veți înțelege lucruri care țin sau vă veți echilibra, în primul rând, emoțional. Undeva la capătul setului de cărți sunteți între lumină și întuneric, da? Deci este un dezechilibru emoțional, da? Emoții, pe care trebuie să-l echilibrați prin această meditație asupra curcubeului, asupra tuturor chakrelor și să vă luați acest timp de așteptare pentru creșterea voastră, înflorirea voastră. Să știți că dacă stați, v-am zis, nu stați cu mâinile în sân, investiți în voi și în relația respectivă, în problema care vă preocupă, investiți cu răbdare, pas cu pas, atent, înțelept. Și știți că dacă veți aștepta, așteptarea aceasta vă va aduce roade mai devreme sau mai târziu. Nu este o așteptare care ar, adică cel puțin din punctul meu de vedere, n-ar trebui să vă aducă disperare. Este o carte frumoasă, aceste de cărți sugerează numai de bine această așteptare, da? Șapte de monede, de pământ. Am spus că unii dintre voi vă gândiți să studiați niște chestiuni. Ori vreți să mergeți la școală, să faceți facultate, master, doctorat, unii dintre voi. Și dacă v-ați gândit la așa ceva, evident că trebuie să vă luați timp și să vă gândiți și să vă faceți acolo studiile, prezentarea, să învățați. Poate să fie și școala auto, nu contează. Oricum, această decizie este confirmată că este o decizie bună, deci sunteți pe calea cea bună. În spatele acestei cărți aveți și familia. Poate pe unii familia să vă susțină, pentru că există acest potențial. Alții încercați să studiați, să meditați noțiunea aceasta, conceptul familie. Am văzut și marele preot sugerează și tradiții și familie și aveți și casă. Unii încercați să vă gândiți, să eventual creați, să creați ceva expresiv în familie, despre familie și prin această creație învățați anumite aspecte pe care poate în afara actului creator nu le-ați fi descoperit. Posibil unii dintre voi înțelegeți iar că dragostea face diferența. Posibil meditând asupra familiei, asupra evoluției voastre spirituale și profesionale, evident, vă dați seama că, de fapt, ce înseamnă dragostea de sine face diferența. În momentul în care voi, în această așteptare, nu stați și nu plângeți și nu disperați, ci investiți în voi, vă dați seama că, de fapt, manifestați dragoste de sine și dragostea de sine face diferența. Și în momentul în care voi manifestați dragoste de sine, evident că atrageți mai devreme sau mai târziu, de-aia vin roadele mai târziu, dar vin cu siguranță, atrage și dragostea din partea celor dragi. Și la capătul setului de cărți am spus că vi se confirmă că singurul lucru real este dragostea și iar ne putem gândi, vă puteți gândi la dragoste față de sine. Voi cei care ați ales numărul 1 și ați ales clopotul, simt că acest mesaj este foarte important. Clopotul este o avertizare, vă atrage atenția că trebuie să aveți răbdare, să investiți în voi, să faceți diferența între dragoste față, dar nu dragostea aceea egoistă, stupidă, da? E o dragoste profundă în care vă acceptați, înțelegeți în acest timp de așteptare care vă sunt defectele, vă lucrați defectele, vă lucrați calitățile, le emancipați, le elaborați, da? Pe toate. E un timp de creștere. Evident că acest mesaj se poate raporta și la relația voastră cu cel apropiat. O relație care, evident, că a produs niște emoții negative și pozitive. Unii dintre voi aveți marcaj pe nodul nord și nodul sud al lunii, dar, cum arată și imaginea, trebuie să vă ridicați deasupra întunericului cu răbdare, cum am zis mai devreme, să studiați chestiuni care țin de creșterea voastră spirituală, de lumină, de chakre, de curcubeu, da?
Și să, curcubeul, de fapt, ce este, este lumina care trece prin prismă. Este o lumină analizată și analiza asta o faceți, că a apărut și eremitul, dar eremitul analizează lumina, cum am zis mai devreme. O analizați cu răbdare. Eventual, vă priviți în oglindă, da, în acest vas cu apă, poate faceți și manifestări cu apă, dacă știți, dar trecând peste asta, vă priviți în oglindă și încercați să înțelegeți cum să vă transformați psihicul, avem un fluture, da, mentalul, ca să puteți manifesta, dragii mei, ceea ce gândiți să se manifeste în realitate, e o floare în această oglindă. Și interesant că aveți, poate unii aveți pisici, poate unii vi se recomandă să aveți în preajmă o pisicuță, două, câte puteți. Poate aveți, văd că marcați și pe zodia leului, că avem și aici, o să vedeți. Dar trebuie să vă priviți în oglindă și iar semn de pământ văd, iar emoții, interesant, emoții și intelect. Trebuie echilibrat aer și pasiune și emoție și foc eventual. Dar în momentul în care vă analizați, reușiți să vă echilibrați, să intrați în vibrația regiului de pământ. N-aș mai vrea să vorbesc despre personaje, ci despre energie. Să intrați în vibrația unui, dar mai ales dacă vreți să studiați, să vă ridicați într-o poziție socială mai mare decât cea în care sunteți. Dacă asta face regele de pământ, are poziții sociale, da? Poziții de responsabilitate sau pur și simplu are experiența unui om care a studiat. Am zis, pe un rând sunteți voi, pe un rând cealaltă persoană, puteți să schimbați poziție. Ce simțiți voi? Simțiți nevoia de echilibru. Aici arată balanță. Dacă are legătură, balanță și avem în paralel semnul leului la persoana a doua, persoana cealaltă. Dar, v-am zis, nu țin musai să mă concentrez pe zodii și pe personaje. Poate unii dintre voi aveți de-a face, vreți să vă înscrieți la un curs și sunt niște chestiuni care țin de acte, da? Poate vreți să renunțați la ceva neplăcut, la ceva obositor, am văzut mai devreme și Regina de Spade și iar trebuie să apelați la notari, judecători, da? Oricum, pentru că în poziția, interesant, este în poziția simțurilor. Un semn de aer în poziția simțurilor. Încercați să analizați simțurile și fiți atenți pentru că este riscant. De-aia poate vă trebuie timp. Știți că trebuie să vă echilibrați și încercați să le analizați, dar mental emoțiile nu pot fi analizate. Trebuie altfel, în oglindă, să vă priviți. Nu doar din perspectivă logică. Posibil unii dintre voi să aveți în suflet, să aveți emoții pentru cineva cu marcaj, nu zic musai zodia balanței, marcaj în zodia balanței, sau vreți, vă doriți, trec și peste această variantă, vă doriți să faceți, simțiți, adică nu e o dorință care vine de la nivelul plexului solar, este o dorință care vine din inimă, din suflet, simțiți nevoia de echilibru emoțional, interesant cum a apărut și aici, și mental, emoție și intelect. A apărut simbolul intelectului în poziția inimii. Frumos, ce simțiți voi? Ce simțiți? Ce gândiți? Probabil că vă gândiți la acest semn de foc, unii dintre voi, care posibil să fie la distanță. Unii, pentru unii, nu pentru toată lumea. La acest semn de foc vă gândiți și vă doriți această echilibrare. Probabil a fost ceva neplăcut, se văd niște cărți, niște argumente și vă doriți echilibru în această situație nedreaptă. A fost o situație nedreaptă, vă doriți dreptate, nu? Logic. Posibil. Până se face dreptate, dreptate pentru care trebuie să așteptați, că de-aia a apărut așteptarea ca leitmotiv și probabil și vindecarea lor, de ce ar putea să mai fie. Posibil până atunci, pentru că aveți un 3 și pentru mine 3 înseamnă Mercur și aveți și școală, posibil încercați să vă orientați, să vedeți, să vă orientați către creșterea voastră spirituală,
Să vedeți oportunități în zare în momentul în care vă înscrieți la un nou curs de perfecționare, la un master, la un doctorat, să încercați să vă detașați mental, eu nu știu, așa simt, să vă detașați unii dintre voi mental prin studiu. Ce simțiți, ce gândiți, cum acționați? Deocamdată unii dintre voi vă bucurați de viață și e bine, pentru că patru de bâte reprezintă două persoane care se bucură de întâlnirea pe care o manifestă. Aveți 11-11, păi pentru unii poate că încercați să manifestați, cuvântul ăsta e mult mai complex decât pare, să manifestați întâlnirea cu flacăra voastră geamănă, dar n-aș mai vrea foarte mult să vorbesc, totuși am spus mesajul pentru că nu vreau să vă zăpăcesc prea mult cu acest concept foarte complicat. Pentru că nu este valabil pentru toată lumea. Oricum, cum acționați? Vă bucurați de viață. Puneți fundația, interesant, puneți fundația unei familii. Familie poate să fie și familie sufletească, poate să fie și o familie sau un grup, mai bine zis, că de fapt familia asta e un grup artistic, că văd eu, interesant, nutriție și muzică, poate o muzică, ia uite, cu efect benefic pentru unii. În fine, poate studiați muzica, că aveți și creativitate, da, expresivitate. În fine, în acest moment simt mesajul că ar putea să se orienteze și către unii care vor să își creeze un grup de prieteni cu care să studieze diferite chestiuni care țin de creativitate, de creștere, de familie, de creștere spirituală, de sănătate. Poate unii să și lucrați cu corpul vostru, știu, sunt mesaje diverse, luați-le cum vreți. Am spus pentru unii posibil familia să vă susțină în această perioadă. Să vă găsiți, pentru că aveți aici, să vă găsiți echilibru în familie. Și să înțelegeți că, de fapt, asta înseamnă. Dragostea face diferența. Simțiți când cineva e alături de voi, asta e adevărata dragoste, nu poate ce ați experimentat la un moment dat, ceva ce a fost nedrept. De ce vă este teamă de rigiditatea unora? Pentru unii ar putea să fie semn de pământ, deși nu țin musai să mă fixez pe această idee fixă. De ce vă este teamă? Că nu aveți bani, eventual, să manifestați ceva, dar dați-vă timp, că da, aveți light motivul, așteptarea. Dați-vă timp de creștere, de investiție. Investiți cu grijă. De ce vă mai este teamă? De tradiții. Tradițiile sunt bune, dar trebuie și acestea selectate. Poate în familie unii dintre voi, dimpotrivă, chiar dacă vă susține familia, vă este teamă că vă restricționează. Există și varianta asta pentru unii dintre voi. Repet, poate că unii sunteți între un semn de pământ și semn de foc. Ce vă doriți? 8 de cupe. Vă doriți să mergeți către nou, că de fapt asta face 8 de cupe. Lasă în urmă relațiile nesatisfăcătoare, din care nu ați învățat, că voi vreți să învățați, da? Și vreți să mergeți, ce e frumos, vreți să mergeți. Vă doriți să lăsați în urmă tot ce nu v-a hrănit emoțional, intelectual, poate și erotic, pentru că cupele țin de erotism, și vă doriți să mergeți pe calea voastră, către lumină, către această cupă de lumină, da? Și acest înger arată că se conectează la curcubeu, interesant, da? Și vouă v-a venit ca și sfat curcubeul, am spus mai devreme. Și, cum am spus, în momentul în care voi mergeți către 9 de cupe, manifestați, dragostea face diferența, dragoste față de sine. Singurul lucru real este dragostea, dragostea față de sine și apoi față de aproape, evident. Spre sfârșitul lunii arată ca și final un as de cupe, nu de monede, poate și de cupe, dar un as de monede care stă încă în aer și stă pentru că nu se poate manifesta. Și asta din cauza că trebuie să vă aveți răbdare să investiți în voi ca să manifestați acest nou început, această stabilitate, această relație, că e la locul de muncă, că este în familie, că este în relația pe care vă doriți. Asul există.
Da? A venit invers. Și eu citesc și cărțile invers. Și faptul că a venit invers înseamnă că nu se poate manifesta acum, pentru că, repet, ia să reascultați mesajul, trebuie să aveți răbdare. Pe partea a doua, persoana cu care aveți de-a face sau poate chiar voi, dacă considerați că primele mesaje nu vă reprezintă. Deci, a doua persoană, ce simte? Simte multă, multă, multă pasiune. Uf, ca un leu plin de foc. E a doua persoană. Am zis că aveți marcaj, unii dintre voi, pe semn de foc, s-a văzut, eventual semnul leului. Poate să fie și ascendent, poate să fie și Marte, și Lună, și Venus. Nu vă fixați doar pe Soare. Nu vă fixați doar pe Soare, pentru că și Martele e extrem de important, mai ales pentru bărbați. Bărbații cu Marte se manifestă ca și Marte. Poți să fii, să zic, în zodia peștilor sau a balanței și să ai balanță care e foarte delicată și aparent armonioasă. Dar dacă e un Marte în leu, vei fi foarte pasional, da? Deci în suflet persoana aceasta simte multe pasiune și să nu uitați că nu-i doar pasiune. Este dorința lor de a domina, eventual, de a-și domina emoțiile, de a-și controla emoțiile, dar și de a vă controla pe voi. Este ceea ce simt. Simt că sunt dacă voi sunteți semnul de foc, pentru că vă apar aici două cărți de foc, posibil că ei simt pentru voi multă pasiune și cred că așa este, după cum văd. Ar putea această justiție să reprezinte exact rândul al doilea, pentru că justiția apare în poziția simțurilor și semnul de foc să fie chiar aici. Și se regăsește și în poziția a doua. Mă înțelegeți, da? În poziția inimii, ce simte? Multă pasiune. Simțiți sau simt ei multă pasiune pentru acest număr, pentru această coloană, da? Ce gândesc? Am zis, a apărut semn de aer în continuare și aici sunt câteva cărți de aer, să zicem, pentru unii, dar și aveți și pământ. Ceva a fost, pentru că văd un conflict. Cum acționează? Sunt destul de. Persoana aceasta este. În acest moment eu o văd un pic cam concentrată pe ei. Am spus, dacă nu sunteți voi acest semn de foc în sufletul lor, sunt ei cu un suflet de foc, dar foarte dominatori, cu un ego destul de mare, care vrea să se manifeste în orice discuție, sub orice formă. Posibil că la un moment dat unii dintre voi ați avut un conflict și își doresc acum să stea în tăcere și să se regăsească mental. Voi sau ei, repet, voi știți în ce poziție sunteți. Pentru că patru de spade înseamnă conectare, iar e similar cu eremitul, conectare la spiritualitate. De ce le este teamă de confuzii? Din acest motiv au nevoie de acest timp. Au și ei nevoie de timp, că doar a apărut 7 de monede, ca să se analizeze, să-și analizeze reacțiile, dezamăgirile dintre voi, dintre ei, dintre alte personaje de-a lungul vieții, da? Pentru că în poziția fricilor a apărut această carte care uneori reprezintă confuziile. Este teamă eventual să. Probabil că sunt și oameni foarte pragmatici. Le este teamă să trăiască într-o lume a fanteziilor, mai ales a fanteziilor erotice, dacă sunteți la distanță și aveți multă pasiune unul față de celălalt. Din acest motiv, trebuie să vindece o discuție, niște chestiuni. Posibil că se manifestă și un pic cam geloși. Așa simt. Sau trebuie să se apere de niște persoane destul de invidioase. Ce își doresc? Își doresc să muncească. Probabil că și ei se gândesc la acest as de monede într-un fel sau altul. Dacă sunteți la locul de muncă, iar încercați și vă adaptați mesajul, vor să muncească, vor să se transforme prin muncă, eventual, iar semn de, eu
8 de monede la asimilezi adesea și cu semnul leului pentru că este august. Își doresc să se transforme în ceva valoros. Și pentru asta muncesc foarte mult. Ca și final, interesant că amândoi sau ambele rânduri aveți cărțile invers. Dacă primul rând a avut asul de monede invers, adică trebuie să mai așteptați începutul acela care vă dă stabilitate și rezistență pe termen lung, ei nu comunică, pe de o parte pentru că nu mai au speranță. Din acest motiv trebuie să-și ia timp de vindecare, da? Steaua invers înseamnă și lipsa speranței într-o direcție. Posibil, există și varianta aceasta ca ei să trebuiască să se vindece de un semn de aer, nu musai de voi, dar încercați și vă separați mesajele. Pentru că voi văd că aveți aici niște semne de foc, pasiune, da? Posibil. Sau să se vindece de alte dezamăgiri, nu musai, de vreo discuție cu voi. Poate ei au avut niște discuții separat care n-au nicio treabă cu voi și trebuie să le înțeleagă. Posibil că și ei și acest personaj al doilea, pe de-o parte vă spionează. Interesant mesajul. Dacă, pentru că voi, cei care manifestați primul rând, aveți în felul în care acționați 4 de foc, 4 de bâte, puteți să fiți și persoane care ieșiți în evidență în grupul vostru. Și dacă sunteți persoane publice, posibil că vă spionează unii. Deci sunt diferite mesaje. Aș vrea totuși să clarific. Iar am vorbit mult, da? Asta e. 4 de spade. Patru de spade. Interesant. Maturitate. Maturitate similar cu cavalerul de monede. Și 5 de spade. Ok, 5 de spade. Ia uite, interesant. Bruscuța țestoasă, care spune să încetiniți. Probabil că în aceste argumente cineva care este de fel mai pasional, mai un pic mai centrat pe sine, se ambarează foarte mult în discuții și sfatul este să se calmeze, să încetinească un pic în aceste argumente. Și în momentul în care vorbește mai calm, mai asumat, manifestă maturitate și nu mai provoacă, așa simt să vă transmit, nu mai provoacă dezamăgiri, răni. E o lecție. E o lecție. Și iar apare semn de foc, iar apare soare, probabil că cineva cu marcaj pe semn de foc are această tendință. Sau pe semn de aer. Ce e 7 de cupe? Oh, interesant. Interesant. Ce interesant. Deci a apărut regele de băte care este în sufletul lor. Da, vedeți? În sufletul lor, regele de bâte. A apărut la clarificare invers. Am spus că le este teamă de confuzii, de fantezii. Eventual, în acest context, simt că acest personaj are și multe opțiuni. Și din acest motiv poate nu reușește să aleagă. Și creează conflicte, argumente, dezamăgiri în sufletul unora și altora.
Și a fost clarificat de acest creator, regele de bute invers, care trebuie să învețe să aibă încredere în univers. Da, vedeți că sunt aceleași culori. Într-o detașare emoțională și mai puțin în ego-ul lor, da, vedeți? Interesant. Probabil că ei uneori au tendința aceasta. A venit în partea lor. De carte. Patru de monede. Clarificăm și mie patru de monede. Prea multe. Wow. Dar cineva a avut măș, cineva a mințit cât am putut să văd acum. Am spus că nu vă este teamă de restricții, de tradiții care sunt prea exagerate. Poate de un semn de pământ, poate de probleme financiare, unii dintre voi. Oh. A fost clarificat de profesor. Și interesant că a apărut și școală în sfatul pe care l-ați primit. Învățați, dați la master, că tot va apărea masterul, da? Dați la master, conectați-vă la un profesor care vă ajută să vă echilibrați, să înțelegeți de fapt ce înseamnă echilibru, ce înseamnă tradițiile, ce înseamnă eventual niște șabloane. Poate unii dintre voi țineți la o persoană influentă, da, visați la o persoană influentă. Opt de cupe. Ce înseamnă de cupe? Haide. Data viitoare să pun pauză în timp ce amestec. Interesant asta când a apărut. Interesant. A apărut acest rege de spade, cineva care își dorește controlul, dar, ca și clarificare, am zis că vă detașați, vreți să vă detașați, pe de-o parte, de cine a încercat să-și impună controlul asupra voastră, control emoțional sau mental, pe de altă parte, vă doriți și voi să aveți control asupra vieții voastre. Luați-vă mesajul, adaptați-vă. Am spus că unii dintre voi ați fost într-o situație nedreaptă și asta poate să fie reprezentată și de dorința cuiva de a vă controla. Oricum, am spus că finalul pe această lună este că trebuie să mai așteptați această relație pe care voi o vreți sau echilibru, poate nu are legătură cu relația voastră, echilibru vostru financiar, relațional, trebuie să-l mai așteptați. Posibil să nu fie musai în această relație cu acest personaj, poate să fie cu altcineva. Pentru că ei încă n-au speranță, încă nu comunică. Și poate că relația o veți găsi în altă parte. Vom trăi și vom vedea. Pun pauză, următorul număr urmează. Ok, am revenit pentru cei cu, care ați ales numărul 2, care ați ales inima. Interesant, cu multe mesaje, confirmă că niște chestiuni care țin de sentimente vă provoacă la creștere spirituală. Ați ales inima și la capătul setului de cărți ce apare heart, da? Dorința inimii sau dorințele inimii. V-a apărut și uniunea inimilor, hearts, da? The union of hearts. Însă, e o chestiune care vă cheamă la echilibru emoțional și intelectual. Haideți să iau pas cu pas.
Să zicem că aceste cărți, care de obicei se concentrează pe viața voastră profesională, dar nu obligatoriu, că oricum, tot ce în domeniile în care activăm, evident că în funcție de ce manifestăm acolo, suntem influențați și în viața particulară. Deci, cum aș putea să exprim? Încă mai e Mercur retrograd în Gemeni? Sau sper să iasă, că de curând nu m-am uitat, nu am fost prinsă cu alte chestiuni și probabil că și exprimarea mea este un pic provocată de aceste așezări planetare. Mesajul vostru este, unii dintre voi, și cred chestia asta, vom trăi și vom vedea, unii dintre voi chiar ați lucrat la creșterea voastră spirituală, chiar v-ați conectat, v-ați găsit niște profesori spirituali. Poate chiar și niște, să zicem, tarologi, tarotiști, astrologi care vă plac, și vă confirmă că lucrați intens la transformarea voastră și bănuiesc că unii dintre voi vă doriți să predați și altora din înțelepciunea pe care ați acumulat-o. Nu musai să fiți toți profesori spirituali, dar sunteți într-un fel sau altul profesori. Poți să fii și profesor de sport, poți să fii și profesor de limba română și felul în care predai să devină spiritual, da? Și profesor de desen, da? Ca mine. Felul în care predai să devină spiritual. Însă, la capătul setului de cărți a apărut această carte care vă atrage atenția că trebuie de fiecare dată să urmați chemarea inimii. Sunteți undeva între pământ și apă. Sunteți între două lumi. Între două lumi și trebuie, și bănuiesc că alegeți într-un final, lumina și dragostea, pentru că sunteți provocați de o figură cu aspecte în semne de foc, berbec, leu sau săgetător, care vă provoacă integritate. Asta e un mesaj pentru unii dintre voi. Poate unii dintre voi sunteți într-adevăr în preajma flăcării gemene sau sufletelor gemene și pentru că asta, ce drăguț este, asta o primiți, întâlnirea cu sau apropierea de această flacără geamănă sau suflet geamăn, începe să se manifeste tocmai pentru că ați lucrat foarte mult spiritual cu voi și dacă cineva vă provoacă și vă distrage de la această cale, mare atenție, ascultați-vă inima, nu doar anumite impulsuri pe care le simțiți ca fiind ale voastre, dar e foarte posibil să nu fie ale voastre. Imediat încerc să explic. Din cărțile care vă sugerează ce chakre ar trebui lucrate în această perioadă, a venit chakra a doua, culoarea portocalie, da? Aveți mult portocaliu și aici. Cineva are această chakră foarte activată sau aproape dezactivată, de hiperactivată. Posibil cineva vă dorește foarte mult. Da, cineva vă dorește foarte mult, cineva cu planete în semn de foc, posibil mai tânăr, mai tânără decât voi, sau invers, voi să fiți mai tânări, e o diferență foarte mare de vârstă, da? Fecioara și înțeleptul. Eu nu vorbesc de zodii, vorbesc de diferență de vârstă și nu doar de vârstă, de înțelepciune. Cineva a lucrat foarte mult la creșterea sa spirituală și celălalt mai puțin. Dacă este flacăra voastră geamănă, vom trăi și vom vedea și vă veți adapta mesajul. Posibil faptul că voi ați lucrat foarte mult la creșterea voastră spirituală, i-ați atras în viața voastră, trebuie să-i susțineți, să faceți ceva, poate și ei, nu doar voi, să exprimați compasiune și susținere față de cei care au nevoie, chiar dacă ei nu vă acceptă, ei. Flacăra nu va accepta ajutorul, voi manifestați ajutorul către altcineva, pentru că în plan divin și universal știți că energia circulă și se duce unde trebuie. Deci chiar dacă flacăra voastră nu este evoluată și este un pic cam hiperactivată din punct de vedere sexual, erotic și așa mai departe, că nu degeaba a venit chakra a doua,
Posibil că și pe voi vă bulversează această întâlnire cu ei și vă provoacă integritatea, da? Interesant. Și din acest motiv vi se atrage atenția să vă ascultați inima, sunteți undeva între emoții și nevoia de stabilitate, dar calea voastră este undeva chiar deasupra lor, da? Trebuie să mergeți către lumină, să nu să mergeți, să zburați, că aveți aripi, să zburați către lumină și dragoste și, în primul rând, să vă vindecați. Interesant că au venit două cărți, una după cealaltă, Energy Healing și Healer, și unul și celălalt să vă vindecați, even, iar creativitate, chakra a doua, să vă vindecați acest dezechilibru sexual, îl simt eu, al cel puțin uneia dintre voi, să-l vindecați printr-o colaborare creativă sau prin exprimarea acestei stări într-un mod creativ. În momentul în care exprimați creativ tot ceea ce simțiți, începe să vindecați. Înțelegeți? Da? Și în momentul în care vindecați, reușiți să vă ridicați deasupra acestor lumi, da? Emoții, pământ, sexualitate, emoții, iar nevoia de stabilitate, chakra a doua întâia, da? Și vă continuați creșterea spirituală. Și în momentul în care faceți acest lucru cu credință, ah, ce frumos, manifestați această dragoste față de voi și față de ei. Și repet de câte ori pot, nu e musai să vă spună cineva, să vă spune și voi că vă iubiți, și poate dacă vă spune să vă spună doar în gând, chiar dacă nu auziți, dar să știți că cineva într-adevăr iubește intens în această poveste. Și cum am spus, în momentul în care vă vindecați prin creativitate, manifestați ce miracole și binecuvântări. Uf, cât am mai vorbit, să vedem cum reușesc să vorbesc și la celelalte prezentări. A venit masculin și feminin, vorbind de flăcări gemene. Sunteți, am spus, în preajma unei persoane care vă echilibrează și masculinul și femininul, dar posibil unul să fie mai masculin, mai sexual, mai activ, mai proactiv și celălalt mai concentrat pe latura spirituală, emoțională și așa mai departe. Interesant că au venit amândoi. Ia, uite ce frumos! Apă și foc, exact culorile roșu și albastru, culorile flăcărilor gemene, clar. Deci asta a venit ca light motiv al poveștii voastre și cealaltele la capătul setului de cărți. Dar integritatea aceasta între o persoană care e mai tânără și una care e mai în vârstă, și dacă nu-i vorba de asta, este o rană mentală care trebuie vindecată, da, nouă de aer, înseamnă răni, griji, stres mental. În această, e un mic dezechilibru, mic mai mare, dar care trebuie echilibrat într-un fel sau altul. Am spus, și de cunoștințe, și de expresivitate artistică și sexuală și de maturitate și de foarte multe. E o mare diferență între voi, dar posibil că întâlnirea s-a produs tocmai ca să vă inspirați. Și ar apărut ca și la numărul 1, 7 de pământ. Așteptați, vindecați-vă, dați-vă timp, dați-vă timp, nu vă grăbiți, pentru că graba strică treaba. Treaba și dezechilibrează situația. Haideți să vedem. Am spus că light motivul lunii iulie este echilibru emoțional, interesant și intelectual. Am zis mai devreme pământ și apă. Acum aveți, trebuie să vă ridicați un pic, să mergeți către drumul vostru spiritual. La capătul setului de cărți apare soarele. Posibil totuși o mare bucurie dacă vă întâlniți cu această flacără sau suflet geamăn pentru unii dintre voi. Pentru unii. Mare bucurie. După ce cineva a jonglat între două, între profesie și dragoste, între o iubire și o altă iubire, da, dar încearcă să se detașeze de ce nu a adus echilibru și să lucreze, să pună fundația, să susțină. Această dragoste de sine care trebuie manifestată.
Și dacă au fost discuții, cineva își dorește colaborare, își dorește împăcare, își dorește, interesant, un nou început, o nouă dragoste între voi și să vindecați, să vindecați rănile și să comunicați. În fine, haideți să vedem. O să fac pe două rânduri, numărul 2, iulie. Puteți să schimbați oricând pozițiile. Dacă nu sunteți pe rândul 1, să fiți pe rândul 2. Încercați și vă adaptați mesajele. Eu încerc să le... Ia uite, interesant. Ce simțiți? Adaptați mesajele. Nu trebuie ca toate mesajele să fie pentru voi. Wow! Ce gândiți? A venit invers. Și le citesc și când vine invers. Da, a fost mare, mare dezamăgire. Unul dintre voi s-a simțit extrem de trădat. Probabil cel care are acea chakră sexuală hiperactivată, adică dezechilibrată, evident, l-a provocat pe celălalt. V-a tras oarecum un pic în jos de la drumul vostru. Din acest motiv vi se atrage atenția să continuați creșterea, să mergeți către un profesor spiritual care vă susține, chiar dacă voi sunteți evoluați. Ia uite, iar dezamăgiri. Cineva v-a perturbat, chiar flacăra voastră ceamănă, cu aceste dorințe sexuale intense pe care, pe de-o parte, nu le-a manifestat sau pentru alții chiar l-ați manifestat, dar cu voi, dar v-a dezechilibrat emoții, intelect. Asta trebuie să echilibrați în această perioadă și numai culori, ia uite, de albastru. Apă și aer. Apă și aer, interesant. Apă și aer. Așa, așa. Ok. Așa a venit, așa le pun. Numărul 2. Rândul 2 sau persoana. Persoana. Cu care relaționați. Care poate să fie la locul de muncă, deși eu simt că e vorba de un suflet pereche, un suflet geamăn. Poate să fie și în familie, pentru unii dintre voi. Ce simte? Ce gândește? Oh! Wow! E eu așa? Da, pentru că e un dezechilibru. Simte ce gândește? Cum acționează? Ce este teamă? Ce își dorește? Ok, ce își dorește? Da, își dorește împăcarea. Ce reușește? Asta? Ok. Ce frumos, la capătul setului de cărți a reapărut asul de cupe și iar 7 de monede. După o lungă așteptare, toxică a fost așteptarea asta, iar 3 de pâte. Așteptare. Pentru unii poate să fie o relație la distanță, poate l-am dat unul dintre voi, ați plecat, ați mai fost așa. Am spus 1, interesant, temperanța întotdeauna e singura carte care anulează diavolul. 1 este... mult mai evoluat spiritual, unul a lucrat cu echilibru său emoțional și, da? Sexual și pasional și spiritual. Iar. Pentru că v-ați dat seama că situația devine toxică, poate și așteptarea a fost toxică, adică v-ați gândit poate mai mult ca oricând unul la celălalt în momentul în care n-ați mai comunicat. Dar după această așteptare apare asul de cupă.
O nouă viziune interesantă asupra dragostei, asupra emoțiilor, emoții, viziune, intelect interesant, o nouă viziune asupra dragostei, iubirii dintre voi. Probabil în această perioadă v-ați dat seama că vă iubiți mai mult decât ați crezut până acum. Poate unul dintre voi a sperat că această separare să vă răcească emoțiile, dar dimpotrivă, emoțiile au devenit mai profunde. S-au accentuat. Deci, numărul 1, ce simțiți? Spânzuratul. Așteptarea aceasta a fost un mare sacrificiu pentru voi, pe de-o parte, și voi v-ați sacrificat pentru trezirea voastră spirituală. Tot am vorbit ca unul e evoluat spiritual, e casa 12-a peștilor, dar și a noilor perspective asupra vieții și asupra relației acesteia cu care aveți de-a face. Pentru că e clar, ați ales și inima, a apărut, da, uniunea inimilor, a apărut asul de cupe în suflet. Știți, sunteți conștienți că această așteptare este o lecție spirituală și că veți fi luminați, dacă nu chiar ați început să fiți luminați, în ce direcție să o luați, cum să vă echilibrați viața. Ce gândiți? Eventual vă gândiți la un semn de aer care nu comunică sau nu musai să fie semn de aer, asta pentru că aveți emoții și intelect, apă și aer, unii dintre voi. Vă gândiți la un nou început, aveți doi ași, da? Asul de cupe și asul de spade. Asul acesta de spade care reprezintă un început în temei, în adevăr, în încredere. Totuși a venit invers. Nu se poate manifesta până nu comunicați și nu se comunică în acest moment, pentru că au mai apărut niște cărți invers, se vede că nu comunicați. Din acest motiv, probabil zice, fă ceva pentru cineva care are nevoie de ajutorul tău și în momentul în care tu manifesti ajutor față de cineva, într-un fel sau altul, manifesti ajutor față de flacăra ta geamănă sau sufletul tău pereche. Da? Cum spunea și Iisus în Biblie, în momentul în care ați ajutat pe cineva în nevoie, ca și când m-ați fi ajutat pe mine. Da? Interesant mesajul. Vă gândiți că aveți nevoie de o comunicare, dar pe de-o parte nu o primiți, poate nici voi nu vreți să comunicați pentru că îi așteptați pe ei să comunice. Există și varianta asta. Cum acționați? Acționați ca o stea. În primul rând, vă vindecați, că asta înseamnă vă vindecați emoțional, intelectual, sunt culori similare și creșteți spiritual, pentru că aveți și spânzuratul, creșteți spiritual în această perioadă, ați crescut în această perioadă spiritual. Vreți să manifestați credință, că asta înseamnă steaua, să manifestați credință, speranță. Integritatea asta care v-a fost provocată de cineva cu. Ia uite. Ce culoare? Chakra întâi, așa, a doua, roșu și portocaliu. Evident și un pic plexul solar. O persoană foarte pasională, dar v-am zis, v-a dezechilibrat un pic. Voi aveți aici foarte multă apă și mult aer. Cum acționați? Poate că ieșiți, dacă sunteți profesor într-un fel sau altul, nu musai profesor spiritual, zic profesor sau undeva la locul de muncă, șef de ceva, ieșiți în evidență, ieșiți în evidență oricum. Sunteți o stea, măcar în grupul vostru de prieteni, o steluță, o scânteie care aprinde și care aduce speranță în viața oamenilor. Interesant. De ce vă este teamă? Vă este teamă de acest, nu musai semn de foc, posibil să fie semn de foc. Vă este teamă, pe de-o parte, vă dau mai multe variante. Poate persoana are Marte în. Da, îmi pare rău că s-a întrerupt, iar o să lipesc, iar o să apară filmul ăla. În fine, spuneam că posibil persoana la care vă gândiți să aibă planete, mai exact Marte, într-un semn de foc. Berbec, leu sau săgetător. Pe de altă parte, vă este teamă. Că această atracție foarte mare, am spus, există o atracție foarte mare între voi doi, între voi și
Această flacără geamănă sau suflet pereche karmic pentru unii e o atracție care vă dezorientează și vă dezechilibrează. A apărut în poziția fricilor. Vă mai este teamă că dacă veți comunica, vă veți întâlni și veți comunica, probabil după această perioadă de tăcere, că între voi a fost clar o perioadă de tăcere, lucrurile vor avansa prea repede și iar și acest lucru vă poate dezechilibra. Pentru că în poziția dorințelor, voi aveți trei de monede. Să zicem că vă doriți un om pământean echilibrat, că semnele de pământ în principiu au un soi de echilibru pentru cei care vor să-l aprecieze. Pe de altă parte, vă doriți să lucrați voi la creșterea sau construcția voastră, reconstrucția voastră care a fost oarecum bulversată de întâlnirea cu acest personaj. Posibil pentru unii semn de aer, pentru unii. Vă doriți să vă echilibrați financiar în cazul în care aveți probleme financiare, vă doriți o colaborare, poate chiar și cu ei, pentru că și ei își doresc împăcare. În poziția dorințelor, ei au valetul de cupe, voi semn de, unii dintre voi posibil să fiți semn de apă și își doresc împăcarea. Oricum, ca și final, ce reușiți? 8 de cupe neobligatoriu să fiți semn de apă, dar poate aveți marcaj acolo, da? Și ceea ce citesc se referă la un aspect planetar care vă stimulează aceste planete de apă, să zicem. Ce reușiți să faceți? În primul rând, vreți să vă eliberați. Interesant că la numărul 1 a apărut, ca și final, tot 8 de cupe, dar invers. Invers. A, nu! Nu greșesc. Unde am văzut? Era în poziția, nu la final, era în poziția dorințelor. Și nu era invers, era poziția normală. M-a zăpăcit și pe mine faptul că s-a dărâmat camera. Probabil că ceva s-a dărâmat între voi. Știți că atunci când noi facem o etalare de tarot, orice eveniment, orice stare în noi, este un mesaj subtil. Cred că între voi ceva s-a dărâmat și urmează să reconstruiți. Apare trei de monede, vă doriți să vă reconstruiți sau cel puțin, cum am spus la început, să vă reconstruiți pe voi. Și acest as de cupe se referă la vindecarea voastră și dragostea, la I love you, ăla să fie dragostea față de voi. În cazul în care întâlnirea cu acest personaj v-a dezechilibrat sau v-a deturnat de la flacăra voastră geamănă. Sunt mai multe variante. Dar știți bine că flacăra geamănă nu este ușor de suportat. Deci ca și final apare 8 de cupe. Vreți să mergeți către nouă, către satisfacții, către speranță, către bucurii emoționale, da? Și când l-am clarificat, a venit 9 de cupe invers. Probabil că persoana aceasta cu care ați avut de-a face, interesant că în aceste de cărți, 9 de cupe este exprimat ca fiind o stare de confort emoțional. Probabil ei și-au dorit confort emoțional. Probabil n-au vrut să se implice emoțional în relație cu voi la un moment dat și din ce și voi vreți să vă detașați, da? De acest personaj care nu se implică emoțional, să zic leneș emoțional. Posibil că îi place mai mult să se manifeste altfel, nu emoțional. Pentru unii e clar că a fost un trei de cupe cu trei de cupe și știți ce înseamnă trei de cupe. Pe de o parte poate să fie întâlnirea cu flacăra geamănă, pe de altă parte trei de cupe poate să fie și un personaj care mai avea prieteni în preajmă, un personaj care atrage atenția, care este un soi de, dacă voi sunteți steaua, ei sunt soarele, să zic, în grupul lor. Dacă voi vindecați, ei inspiră sau atrag atenția, luminează într-un fel sau altul. Dar am senzație că ei au manifestat tocmai ceva mai, o latură mai egoistă a lor. O latură mai egoistă. Dar este posibil ca totuși
Pentru că își doresc foarte mult și ei întâlnirea cu voi și să mergeți mai departe și să vă împăcați. Este posibil totuși în momentul în care voi vă detașați emoțional, știți cum e jocul dintre du-te, vino dintre flăcările gemene, să vină ei, să se întâlnească și să manifeste această mare bucurie și această victorie și colaborare, iar trei de monede dintre voi. Dintre voi doi. A fost un stres. Cineva a comparat, eventual a împărțit în altă parte ce trebuia să împartă, să vă împartă vouă. În fine, am vrut să clarific asul de spade invers și a apărut ce? Vindecarea. Și iar mă gândesc la vindecarea chakrei a doua, care a fost pentru unii foarte atacată. Da, conștient sau neconștient a fost atacată. Dacă nu s-a comunicat, trebuie să vindecați, iar va ataca și chakra a doua și inima și al treilea ochi, viziunea, eventual credința în viitor. Dar trebuie să echilibrați, că ăsta e leitmotivul, emoțiile și intelectul. Nu știu de ce unii simt că sunt semn de apă, eventual cu planete în semn de aer. Oricum, numărul 1 se gândește la un semn de aer. Și dacă nu este semn de aer, cineva cu care nu comunicați, cu care nu împărtășiți adevărul golgoluț și trebuie să vindecați, eventual vă doriți o comunicare care vindecă. Măcar de ați alege mesajele pe care încerc să vi le transmit. Nu, rândul 2. Că sunteți voi aici, că sunt ei, iar poate să varieze. În sufletul lor, 8 de monede. Posibil jobul. Dacă apare 3 de cupe și simțiți că ați fost înșelați, v-a înșelat cu jobul, cu serviciul, cu nevoile financiare, cu dorința asta foarte mare de a munci pentru echilibru și independența sa financiară. Pentru unii, posibil, în sufletul persoanei acesteia să fie un semn de pământ. Există și varianta asta, deși nu prea îmi place să mă mai fixez pe semne și pe zodii. Dar eu zic că în acest moment sufletul lor, interesant, poate au un Venus în semn de pământ sau o lună în semn de pământ și își doresc să muncească, simt nevoia să muncească. Da? În relație cu voi. Dar, am spus, sunt genul de oameni care muncesc și la locul de muncă foarte mult. Aș vrea să clarific, de fapt, 8 de cupe de monede, la cine se referă? La relație sau la job? Da, maturitate. Vrea să devină o persoană matură, asumată. În sufletul lor asta se petrece. Dacă s-a manifestat un dezechilibru la un moment dat, vedeți, e chakra aceasta a întâia și a doua, care trebuie echilibrată, masculin și feminin. Cineva știe că nu a împărtășit, nu a oferit și muncește foarte mult, își dorește să muncească ca să ofere. Pentru că știe, conștientizează că este un dezechilibru între voi, unul e mai înțelept, altul e mai imatur. Au fost dureri, da? Trebuie să, cu răbdare. Ia uite, regina de apă, am zis că cineva e semn de, semn de apă, regina de apă care consiliază, care vindecă, regina de foc. Wow! Semn de apă, semn de foc, semn de pământ. Pentru unii poate să fie un trio. Și când zic semn, nu mă refer musai la zodie. Și semnul de pământ poate să se manifeste foarte focos, și semnul de aer poate să se manifeste foarte echilibrat, și semnul de apă poate să. Da, vedeți cum adaptați. Când zic de apă, zic o persoană emoțională, când zic de foc, e o persoană pasională, când zic de pământ, este o persoană pământeană, da? Nu neapărat semn de pământ, da? Oricum, această regină de apă, care simt că aici, în primul rând, regină de apă sau cu planete marcante pe semn de apă, regină de apă, este consilier, da, spiritual teacher, consilier, persoană care vindecă și ar a apărut healing. Pe de o parte și voi trebuie să vă vindecați, dar voi aveți această stea, sunteți o stea pentru foarte mulți.
Și din acest motiv, într-un fel sau altul, le-ați schimbat și lor perspectiva și își doresc să fie maturi, asumați în relație cu voi și în general. La ce se gândesc? La, dacă voi sunteți semnul de apă aici, la acest cavaler de cupe, cavaler de cupe care apare și aici, consilierul, la voi, consilierii, aceștia care sunteți emoționali. Pe de-o parte, se gândesc, dar nu exprimă nimic, pentru că acești cavaleri, ca și valeții, sunt mesageri, aduc ceva, aici e valetul. Probabil se gândesc, a, interesant mesajul, se gândesc că până acum nu v-au oferit emoții, nu și-au exprimat emoțiile și își doresc acum, că de-aia apare la poziția dorințelor, își doresc să fie valeți de cupe, să vină cu o ofertă. Ce înseamnă cupa, v-am zis, e exact cupa asta care apare. Să vină cu o ofertă emoțională și asta înseamnă și cu o discuție care vindecă, care clarifică, dar nu din punct de vedere mental și emoțional, să echilibreze emoțiile cu intelectul. Dar, în gând, pe de-o parte încearcă să nu se gândească, pe de altă parte își doresc, este o luptă și apare în poziția fricilor această luptă, 5 de pâte. E un conflict intelectual, pasional, energetic, de toate le... Din toate punctele de vedere, este un conflict în sufletul lor și în viața lor. Cum acționează? 6 de cupe invers. Dacă 6 de cupe înseamnă împăcare, deocamdată ei nu manifestă, își doresc, probabil, într-un viitor, mai spre, nu știu în ce perioadă a lunii, dar în acest moment... Încearcă, pentru că șasele de cupe foarte conectați, sunt foarte conectați emoțional, se simt telepatic, încearcă să-și nege, hai să vedem, hai să și clarificăm. Neagă această relație foarte profundă, e starea de negare. Deși, la un moment dat, în poziția dorințelor apare acest valet de cupe și interesant că am intrat în zodia racului, dorința de a merge mai departe. De a avansa, de a fi determinați în a avea victorie, în a victorie în relația cu voi, evident. Dacă până acum au fost în conflicte, au fost în negare, în curând o să-și dorească această victorie. Hai să vedem totuși cavalerul de cupe, de ce e invers, că sunt ciudate cărțile astea invers. Cavalerul de cupe... Sper să nu mai împice, dar interesant cum tocmai la voi, când vorbeam de acest Marte, a lor, un Marte foarte intens, s-a dărâmat camera de atâta intensitate, de atâta foc. E o mare pasiune între voi care v-a dezechilibrat viețile. Ia uite, mintea, interesant, vedeți? Posibil să fie semn de aer pentru unii dintre voi sau o persoană care se gândește foarte mult, analizează emoțiile, da? Ia uite, așa ce diferență între cavalerul de cupe, care ar fi trebuit să fie normal, și mintea aceasta extrem de stresată, da? E un haos acolo, este o mașinărie, că de fapt e în poziția minților. Și în acest motiv este o persoană destul de mentală și greu înțelege emoțiile. Aici este lupta personajului. Ia uite, s-a terminat la cel la nothingness, la întuneric. Rebelul. Posibil să fie împărat pentru unii dintre voi sau să fie o persoană mai rebelă, iar și cu planete în semn de foc și semn de balanță pentru unii dintre voi. Doi de spade. Iar într-o stare mentală aproape schizofrenică, e un cuvânt dur, dar în care nu poate să decidă emoții, da? Că aici e leitmotivul, emoții sau intelect. Interesant cum a apărut și la voi în poziția gândurilor. Emoții, la ei invers, intelect. La voi etaman invers, la voi intelectul este invers și emoțiile sunt în poziție normală. Vedeți? Am zis că voi s-ar putea să fiți aici cel cu numărul 1, să aibă planete pe apă mai multe, nu neapărat zodie de apă, dar să fie planete de apă. Cum acționează 6 de cupe invers? Haideți să vedem ce înseamnă asta 6 de cupe invers. 6 de cupe înseamnă că
simte că e o relație din trecut, că e o relație dintr-o altă viață, dar e în perioada de negare, în care spune nu, că o-i mai întâlni și alte persoane ca tine. Oh, da, ia uite, aventura tot invers. Similar cu valetul de monede. Ha. Ia uite și împărăteasa. Aici sunteți voi, împărăteasă. Pe de-o parte vă văd ca pe o împărăteasă, ca pe o persoană foarte creativă, pe de altă parte ei sunt foarte zgârciți într-un anume fel. Din acest motiv trebuie să se maturizeze emoțional, să devină stabili, că sunt două semne de pământ în poziția lunei și a sufletului, să devină stabili emoțional. Ei încă nu sunt stabili emoțional în această perioadă. Clarifică 6 de cupe. Cu ce a venit și ea? Ia uite, abundență, ca regele. Rege, trebuie să... Abundența. Trebuie să devină un rege de pământ, o persoană stabilă. Din acest motiv au apărut două cărți de pământ în poziția sufletului. Am zis că își doresc să lucreze. E în poziția ce își dorește sufletul, nu ego-ul, da? Sau mintea. Ce simt. Simt că voi ați maturizat emoțional. Poate că sunt și încăpățânați unii dintre voi, dintre ei, pardon. Evident că poate să fie și semn de pământ. Aveți curajul. Trebuie să aibă curajul să facă această schimbare de perspectivă, de atitudine și să viseze. Interesant, da? Aibă curajul să viseze la această întâlnire cu voi, la acest succes. Și în momentul în care are curajul să și schimbă și visul devine succes, devine realitate. Ce interesant! Și vă întâlniți, puteți să vă întâlniți, să manifestați această union of hearts, da? Și să aveți bucurie maximă. Ce frumos! Dar pentru asta trebuie să învețe să aibă încredere. De ce a apărut 5 de bâte invers? Eu zic că au un conflict foarte mare în ei. Cu ce o să spună prietenii? Ce o să spună familia? Ce o să spună lumea? Este și ego, că 5 e casa a 5-a aleului. Și a apărut și semn de foc. Am zis că există niște planete. Ia uite, receptivitate. Trebuie să învețe să fie mai receptiv. A apărut ea regina de apă. 5 de bâte. Invers. De ce e 5 de bâte invers? Wow. 5 de bâte invers pentru că are foarte mult stres și ține în secret. Da? Este luna. Ține în secret. Pe de-o parte, luna reprezintă pentru unii care sunteți aici, vă regăsiți ca și semne de apă sau persoane cu marcaj puternic pe apă. Persoane spirituale, misterioase, cu calități paranormale, se gândesc foarte mult la voi și stresează și le influențează activitatea de zi cu zi. Pe de altă parte, poate că au și niște responsabilități pe care nu ar dori să vi le împărtășească. Pe de altă parte, se blochează ei în niște responsabilități, într-un stres ăsta, provocat de diferite situații în viața lor. Din acest motiv încă n-au putut manifesta acea exprimare emoțională. Au multe, multe situații în viața de zi cu zi. Prieten, familie, job, diferite chestiuni. Exe. Sunt multe. Noi colaborări. Sunt diferite chestii. Și toate lucrurile astea îi stresează și țin acest stres în secret, pe de-o parte. Ce-și doresc? Valetul de cupe. Dacă sunteți voi semn de apă, vă doresc.
Și faetonul, tot semn de apă. Împăcare, o comunicare emoțională și o victorie. Asta își doresc, o victorie cu voi. Poate ar fi frumos să și clarific. Trebuie să învețe să se lase în voia emoțiilor. Going with the flow. Își doresc faetonul. Ce vrea faetonul? Nici nu mai clarific. Nici nu mai clarific. Pentru că am zis de nu știu câte ori. Știți, cei care mă ascultați, că faetonul merge către stea. Da? E aici o stea. Ce înseamnă către destinul vostru. Și persoana de pe numărul 1 are în poziția acțiunii, felul în care acționează steaua. Am zis că în public voi sunteți o stea, o steluță. Deci își doresc să meargă către voi. Simt, sunt conștienți că voi sunteți destinul lor sau s-ar putea în curând să înțeleagă, să se maturizeze. Oricum, există această dorință. În cât timp se va manifesta, că e o lună, că e mai mult, rămâne de văzut. Dar se va produce o vindecare, măcar o vindecare în această situație și mai devreme sau mai târziu vă veți echilibra emoțiile și intelectul. Emoțiile și intelectul. Cam aceasta este etalarea, da? Masculinul și femininul, ce frumos, da? Masculin și feminin, roșu și albastru. Union of Hearts. Veți echilibra într-un fel sau altul. Cam aceasta e etalarea pentru numărul 2. Urmează numărul 3. Bună ziua, dragii mei, continuare. Vorbesc despre numărul 3, cei care ați ales coica. Și după cum vedeți, am scos câteva mesaje. Mesaje de la îngeri. Vi se recomandă, în primul și în primul rând, să vă relaxați, să vă odihniți, pentru că este esențial. Probabil v-ați gândit foarte mult și v-ați epuizat. La un moment dat am văzut în setul acesta de cărți 10 de bâte și 9 de aer. Adică griji foarte multe pentru niște responsabilități, multiple responsabilități, eventual care v-au dezechilibrat energetic. Lucrurile sunt mai profunde decât par. În situația la care vă gândiți voi, că e relație la locul de muncă, că este o relație sentimentală sau în familie, lucrurile sunt mult mai profunde. Dar ce interesant că avem aici o stare de vis și într-una și în cealaltă. Și vi se mai recomandă să vorbiți și cu îngerii. Și adesea vorbim cu îngerii într-o stare de visare sau măcar de vis lucid. Bănuiesc că știți, dacă nu știți ce înseamnă lucid dream. Căutați-o pe Facebook, am atașat mai de mult un link, ori pe internet. Relaxați-vă pentru că prin relaxare veți reuși să comunicați și să înțelegeți lucrurile dintr-o altă perspectivă. Aici un copil doarme, aici o sirenă se odihnește. Interesant că ați ales scoica și aici iar este o scoică. Scoica. Posibil că aveți de-a face ori cu un semn de apă, ori cu cineva cu marcaj în semn de apă, ori trebuie să vă spiralați în interior, interesant mesajul, să vă spiralați în interior ca să primiți de acolo mesajele de la înger, de la sinele vostru superior, de la o altă dimensiune a voastră pe care poate unii mai tineri sau mai puțin experimentați nu ați conectat-o până acum. Orice problemă v-ar fi în minte în acest moment, lucrurile sunt mai profunde. Nu încercați să judecați persoana doar din perspectiva voastră. Relaxați-vă, odihniți-vă și eventual de-abia după ce vă odihniți, că sunteți foarte stresați unii dintre voi, încercați să vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă. Poate unii dintre voi aveți de-a face cu o persoană, aveți speaker-ul, da? O persoană care vorbește în public. Și poate nu le înțelegeți comunicarea. Poate unii dintre voi vorbiți în public și trebuie uneori să vă mai relaxați. Există și varianta asta. Poate vorbiți în public despre lucruri profunde care nu se văd la suprafață. Și asta vă consumă. 9 de spirale, iar. Și dacă vă simțiți consumați, pentru că știm ce înseamnă să vorbești în public,
Relaxați-vă, odihniți-vă și conectați-vă, vorbiți cu îngerii voștri, conectați-vă la îngerii voștri. Alt mesaj, că sunteți voi aici vorbitorul, oratorul, că este altcineva cu care sunteți conectați voi, voi știți. Însă, mesajul este să vorbiți, nu musai în public, în relația care sunteți. Și nu doar să vorbiți și cu îngerii voștri, învățați să înțelegeți odată că aveți îngeri protectori, că avem în jur toți niște ghizi spirituali, conectați-vă la aceștia. Și interesant că aveți consiliere, sunteți pe calea cea bună. Dacă voi sunteți vorbitorii, sunteți pe calea cea bună, nu uitați că sunteți consilieri prin ceea ce spuneți, prin ceea ce scrieți. Și posibil trebuie să și călătoriți. Poate să fie și o călătorie mentală, într-o altă dimensiune în care vă conectați la îngerii voștri. Dacă nu vă recunoașteți ca fiind voi aici, poate persoana la care vă gândiți, care manifestă toate aceste energii. Da? Și dacă este atât de diferită, posibil că voi trebuie să vă relaxați în această comunicare cu ei ca să puteți reveni cu un discurs coerent între voi doi. Pentru că până acum au fost confuzii, șapte de apă. Șapte de apă știm foarte bine că înseamnă confuzii, înseamnă opțiuni. Unul dintre voi aveți multe opțiuni și celălalt nu îl înțelege. Dar interesant că leitmotivul a venit invers. Trebuie să înțelegeți, să ieșiți din această stare de confuzie. Dacă șapte de cupe de apă înseamnă și visare, dă sfatul să vă odihniți, nu musai să visați, să vă odihniți un pic mental, emoțional, ca să faceți pace între aceste visuri, fantezii, opțiuni, confuzie. Dar știți bine că atunci cu cât ne gândim, cu atât creăm mai mult stres. Uneori e bine să stăm calmi și să primim inspirația asta din scoică, din această etalare, din discursul pe care îl avem noi cu, sau discuțiile pe care le avem cu îngerii, da? Și chiar dacă voi nu vă recunoașteți ca fiind oameni care comunică cu îngerii, vi se aduce aminte, speakerul, aș putea să fiu eu, această etalare, speakerul vă aduce aminte că e cazul să vorbiți cu îngerii și să vă conectați la calea voastră spirituală, să vă consiliați, da? Cu cineva, cu fi cu acest speaker, cu fi cu altcineva, să vă consiliați sau măcar să vorbiți cu voi înșivă, da, într-un mod foarte profund și sincer și să scrie, să faceți afirmații. Să faceți afirmații. Ia uite, aveți opțiuni, da? Arată că aveți opțiuni unul dintre voi. Să zicem că voi. Dar în momentul în care avem opțiuni, nu putem să alegem. Se creează confuzie, iar șapte de apă. Ieșiți, a venit invers, ieșiți din aceste confuzii. Prea multe opțiuni ne distrag atenția de la calea noastră adevărată. Alegeți. În momentul în care vorbiți cu îngerii, vi se transmite care este calea voastră adevărată, dacă nu o știți. Dacă v-ați derutat din anumite motive de la calea voastră, vorbiți cu îngerii voștri ca să vă aducă, să vă readucă mai aproape de misiunea voastră. Am spus că leitmotivul este șapte de apă invers, ieșirea din confuzii, selectarea în aceste opțiuni a cea mai importantă, a celei mai importante opțiuni, da? E o chestiune care ține de integritate, iar aveți scribul, a fost și writing-ul, nevoia de a scrie, de a face manifestări și de a vă începe să manifestați călătoria voastră spirituală. Journey, da? You're on the right path, cale, cale. Nu poate să fie călătorie fără cale și aveți interesant și călătorie aici, da? Deci se confirmă travel journey. Însă, unii sunteți confuzi, nu știți pe ce cale să mergeți, da? Aveți doi de aer. Sunteți între lumină și întuneric. Trebuie să alegeți. Trebuie să alegeți și este foarte greu pentru unii dintre voi. Ca și mesaj de la, interesant, acum am observat, m-am luat cu explicatul mesajelor și am uitat să vă transmit că din partea cărților care exprimă
Chakrele pe care trebuie să le lucrați, ați primit chakra a cincea, Vishuddhi, a comunicării, da? Comunicării. V-am zis, ori sunteți într-o relație cu cineva care comunică foarte mult și eventual trebuie să învățați, să vă lăsați consiliați de ei sau să învățați de la ei anumite lucruri, cum să comunicați. Dar comunicarea vine și prin scriere. Și aveți, da? Writing, scribe. Iar aveți o chestiune de manifestare prin scriere. Învățați să vă scrieți intențiile, problemele, soluțiile, ca să le reanalizați mai târziu, să le înțelegeți, pentru că uneori suntem confuzi, da? Șapte de apă. Uneori suntem confuzi și nu le înțelegem. Dar în momentul în care le scriem, le punem într-o anumită ordine, le recitim, după o săptămână, după o lună, după, eu știu, mai mult timp și le înțelegem dintr-o altă perspectivă. Posibil, aveți marcaj în relația cu persoana la care vă gândiți pe Mercur sau pe planete în semne de aer. Este foarte importantă comunicarea între voi doi. În general, pentru voi, pentru că mesajul este personal pentru voi, chakra a cincea, Vishuddhi, comunicarea, exprimarea adevărului, exprimarea fricilor, exprimarea confuziilor, exprimați tot ce simțiți ca să primiți mai devreme sau mai târziu răspunsul și să vă înțeleagă lumea. I-am zis, este o chestiune de integritate. Unii dintre voi doriți foarte mult pe cineva sau aveți niște dorințe fizice, dar trebuie să vă gândiți la integritatea voastră. Pe de altă parte, dacă este o mare diferență între voi doi, pentru că unul este un pic mai adormit, altul este foarte activ din punct de vedere intelectual și spiritual, așa simt. Dacă este o mare diferență între voi, probabil că trebuie să analizați, că scribul asta face, e un semn de aer mental, analizați aceste două aspecte, nevoile fizice și integritatea voastră, ca să puteți, să vă puteți alege călătoria, să vă puteți alege calea, you're on the right path, da? Pentru că sunteți între două, ia uite, poftă, dorință fizică sau integritate, întuneric sau lumină. 6, nu, 4, 4 de aer, dar iar văd un, ia uite, un arc, iar îl văd pe Horus, iar e vorba de comunicare, comunicare în lumină spirituală care țintește. Dacă au fost dezamăgiri și confuzii, încercați să țintiți în comunicarea voastră la subiect și subiectul este integritate și călătoria voastră spirituală, eu așa simt. Cum sper să și înțelegeți ce spun unii, mai, să zic, cu nevoi mai simple. Dar oricum, am zis, aveți nevoie de consiliere, dați în urmă, consiliere, da? Poate că trebuie să călătoriți către această opțiune, da? Către această opțiune, care, interesant, va duce abundență infinită. Personajul acesta, lăsați în urmă trecutul și mergeți către personajul care vorbește, care inspiră. Interesant mesajul. Oricum, leitmotivul, am zis, repet, șapte de apă, invers. Lăsați să se ducă, da? Peștișorii, emoțiile, opțiunile, prea multe, lăsați-le să se ducă în jos, alegeți. Una, cea mai importantă. Alegeți în primul rând să comunicați și să vă consiliați și să vorbiți cu îngerii. Da? Talk to your angels și consiliere. Și alegeți în momentul în care faceți alegerea, să știți, dar o faceți după ce vorbiți cu îngerii. Mă repet, că nu, trebuie să mă repet. Și după ce vă consiliați, atunci veți ști că sunteți pe calea cea bună. Pentru că singur în acest moment simt că nu puteți să alegeți corect. De-aia vi se zice să vă consiliați sau măcar să vorbiți cu îngerii. Voi face pe două rânduri, voi și ei. Cine or fi ei, vom trăi și vom vedea. Ia uite, la voi, șapte, interesant.
Poziția 1 poate să fie schimbată. Dacă nu vă simțiți în această poziție, căutați să vedeți ce în a doua. Pentru că asta e o etalare colectivă. În sufletul vostru, posibil, ați fost mințiți. Pe de-o parte, 7 de spade. Dar eu zic, vom vedea, eu zic că și voi v-ați mințit. V-ați mințit sufletul. V-ați închis sufletul, pe de-o parte, de teama hoților, că cineva v-ar putea fura sufletul. Interesant mesaj. Ați crezut că dacă vă închideți sufletul, vă păziți mai bine, dar e o tactică defensivă care duce la răni, la alte dezamăgiri și, în primul rând, la autosabotaj. Vă sabotați șansele la fericire. Interesant. A apărut, e a doua oară când apare, 10 de spirale. Aveți multe responsabilități, sunteți la o răscruce de drumuri. Să zicem că ar putea să fie semn de foc, semn de aer, dar aveți și confuzii, semn de apă. Poate un semn de apă vă creează confuzii, dar să zicem, trecem și peste mesajul ăsta. Sunteți la o răscruce de drumuri. Trebuie să lăsați o parte din aceste responsabilități, din aceste... Interesant! Foarte! Deci înseamnă că e clar pentru voi, da? Ați ales scoica? V-a apărut 10 scoici în cârcă, da? V-ați spiralat, v-ați învârtoșat în multe situații și acum vă îngreunează drumul, calea, da? Sunteți pe calea, trebuie să vă regăsiți, de fapt. Vă consiliați să vorbiți cu îngerii ca să vă regăsiți calea, pentru că acum sunteți la intersecție de drumuri. Iar vorbim de cale, pas, da? Way, journey, ați văzut mai devreme, dați în urmă. E un journey aici. Journey, da? Sunteți la răscruce de drumuri și doi de spade, care nu știe ce să aleagă. Înainte-înapoi, alb-negru, roșu-albastru, stânga-dreapta și tot așa, da? Consiliați-vă că voi încă nu puteți să... Și comunicați iar și manifestați și prin scriere, claritate mentală. Mai ce interesante sunt mesajele. Ce simțiți, ce gândiți, ce vă doriți. Nu, cum acționați, pardon, cum acționați. Și repet, dacă nu vă regăsiți voi pe acest drum, pe acest drum, interesant mesajul, pe acest număr. Oh, ce frumos. Căutați la numărul 2. Cum acționați? Valetul de cupe. Healer. Posibil că trebuie să acționați, să mergeți, da, să vă consiliați, că asta face healerul, consiliază. Și aveți și travel-ul. Da? Aveți travel, da? Opțiuni. Și opțiunea, după ce alegeți, vă duce către abundență infinită. Dar până acolo trebuie să vă consiliați. Aveți pe cineva care vă poate consilia, acest speaker care vă poate vindeca în poziția acțiunilor. De fapt, valetul transmite mesaje emoționale, sincere, despre problemele sale sufletești. Comunicați, valetul comunică, da? Comunicați emoțional, speaker, înțelegeți? Cu persoana care vă poate vindeca. Eu le înțeleg, sper că mă înțelegeți și voi. Așa se întâmplă în anumite etalări. Nouă de oglinzi. Interesant, s-a oprit aici la nouă de oglinzi. În momentul în care vindecați niște chestiuni din trecut, acest... Ah, ce interesant! Cu acest speaker, cu acest personaj, dacă nu sunteți voi, puteți să vă înțelegeți, să vă vindecați aceste responsabilități. Poate să fie și acasă și într-o relație mai veche și la job. Și acest autosabotaj la nivel sentimental, sufletesc. V-ați închis sufletul de teama hoților, am spus. Și în momentul în care te izolezi, te izolezi de, și de șansele la fericire. Vai, dacă te cărți au mai sărit. Ați vrea foarte mult să spuneți, dar nu știu de ce nu ați îndrăznit până acum. De ce vă este teamă?
interesant, ați ales Coica, probabil că sunteți de obicei introverți, dar setul de cărți arată doi fluturi. Doi, nu unu, arată transformare, arată cuplu, interesant, da? Un cuplu, un personaj care vă oglindește într-o formă sau alta. Dacă voi sunteți negativi, ei sunt foarte pozitivi și tot așa. Interesant. Trei de spirale. Manifestați speranță, manifestați transformare spirituală, îl văd pe Buddha. Manifestați, iar două ciorițe, două persoane spirituale, dacă v-am zis, unul e mai adormit spiritual, celălalt îl trezește într-o formă sau alta. Dă o singură carte. Vă este teamă de vrăjitoare. Sper că nu de mine, poate de altele, care cine știe ce alte prostioare vă mai învață pe internet. Apropo, încercați să nu faceți prostii față de nimeni, în sensul să nu forțați pe nimeni să vă iubească sau să vă accepte. Lăsați lucrurile să se manifeste în voia divinității. Asta e un mesaj pentru unii, pentru că a apărut ce a apărut. Da, vrăjitoarea și vă este teamă. Da. Dacă cineva, posibil acest speaker, vorbește despre chestiuni spirituale, despre chestii care par magice, ciudate, probabil aici este teama voastră. Vă este teamă că nu înțelegeți. Vă este teamă de secrete. Vă este teamă de... Pentru că vi se zice să vă relaxați, da? Să înțelegeți că lucrurile sunt mai profunde și Marea Preoteasă asta face. Asta face, ea știe că lucrurile sunt mai profunde și tot ceea ce face ține de manifestare, dar vă este teamă să vedeți profunzimea, voi sau ei, evident, să vedeți profunzimea unor situații. Că nu suntem doar la, nu trăim doar la nivel fizic, ci și energetic, spiritual, sufletesc. Da, am zis că unii v-ați închis, cine aici așa închis sufletul și este teamă să se conecteze la spiritualitate. De-aia vi s-a zis să vorbiți cu îngerii. Cine aici trebuie să vorbească cu îngerii, obligatoriu. Să se ducă să vorbească cu această mare preoteasă, speaker, marea preoteasă predă. Evident, într-o zonă mai specială, nu musai pe scenă, da? Și ce aveți soarele. Vă este teamă de marea preoteasă, posibil pești, rac, scorpion, sau cineva care practică artele divinitorii sau astrologia sau alte lucruri, care alchimizează tot ce întâlnește în cale, da, transformă lucrurile. Dar întâlnirea cu acest personaj vă poate aduce fericirea, soarele, da? Ia uite, spânzuratul e clar semnul peștilor și totuși există niște lacrimi care trebuie șterse, trebuie vindecate rănile, dezamăgirile și blocajele mentale. Interesant. Ce vă doriți? Ia să vedem ce vă doriți. Eventual vă este teamă de niște secrete, niște lucruri pe care nu le înțelegeți. De-aia v-ați închis sufletul. Dar dacă aveți sufletul închis, cum puteți să primiți adevărul? Cum puteți să primiți înțelegere? Wow, ce-a sărit! Scuze. Sper să nu mai dărâm iar camera, că nu vrem așa ceva. Această dorință voastră sare foarte departe, a sărit ea. Ce? Iluzionistul, interesant. Asta înseamnă cavalerul de monede. Cavalerul de monede este o persoană care manifestă, am vorbit de manifestare. Dar, ce ciudat, a venit invers, în poziția dorințelor voastre. Și are legătură cu această mare preoteasă. Vă este teamă de secrete pentru că vă doriți să nu fiți iluzionați, deziluzionați, dezamăgiți, să nu fie doar o impresie, să nu fie doar niște confuzii, doar niște vise, visuri, da? Pentru că vă doriți adevărul. Dar... dar sunteți foarte blocați la nivel sufletesc. V-ați închis sufletul, repet, arată și cartea, aveți porțile închise.
Și în acest motiv nu puteți manifesta nici adevărul, nici creșterea. Trebuie să vă deschideți. Trebuie să riscați. Creați-vă o tactică de apărare. Asta nu înseamnă că trebuie să fiți închiși. Vă doriți acest iluzionist invers. Posibil? O să clarific. În relație, iar, cu un semn de apă, față de care aveți o atracție deosebită, e pan aici, da, pan întotdeauna vorbește despre atracție fizică, imposibil de controlat. Pentru că știți că v-ați mai întâlnit într-o altă viață. Persoană care, acum, stă singură. Persoană care vă inspiră, muza, speakerul. Vă simțiți singuri. Dacă voi sunteți aici singuri, da? Ia uitați, adormiți. Relaxați-vă și luați-vă curajul să mergeți către muză, către muză, către ea, uite ce frumos, 10 de oglinzi, 10 de cupe, fericire. Vă este teamă că vă veți iluziona dacă veți face primul pas către manifestare, că asta înseamnă că cavalerul de monede este o persoană care manifestă, care pune bazele unui proiect, unei baze solide, da? În poziție normală. Ei, la voi a venit invers și în poziția dorințelor. Pentru că vă este teamă de Marea Preoteasă, pentru că v-ați închis sufletul. Pentru că aveți multe responsabilități, dar acționați către vindecarea voastră. Eu nu cred că acest healer nu sunteți voi. Este persoana cu care trebuie să vă întâlniți, către care să mergeți. Eventual persoana care va apare la numărul 2. Vom vedea. Ce veți reuși? Ce am zis? Și vă doriți aici? Ce veți reuși să manifestați? Până la sfârșitul lunii sau până luna viitoare, vedem. Iar să iau. Nu sunt prea multe. Ați vrea să săriți la comunicări pasionale, să mergeți mai departe în viață, să creați stabilitate cu cineva, o persoană emoțională care vă emoționează, dar nu este un pic teamă. Nu. Mai dăm o carte, o singură carte, nu erau prea multe. Ia. O carte. Va reuși numărul 1. Până la sfârșitul lunii sau în perioada următoare. 6? E bine. 6 de pietre. Asta înseamnă echilibru, înseamnă că veți reuși teoretic, a trebuit să vă echilibrați, să învățați, să vă împletiți unul cu celălalt, nevoile unuia cu nevoile celuilalt, experiențele unuia sau imaturitatea. Bine, nu, imaturitatea nu se împletește, trebuie transformată în maturitate. Adică, unde era? Învățați să echilibrați masculinul și femininul, întunericul cu lumina. Dorințele cu moralitatea, cu integritatea, ca să vă echilibrați viața. O să clarific. Ia chiar să clarific acum. Deci a venit 7 de spade, de manuscrise. A venit în poziția sufletului. Ghidaj. Aveți nevoie de ghidaj, da? Vedeți ce scrie, da? 3 de monede. Aveți nevoie de ghidaj? Sunt niște îngeri. Talk to your angels. Dați în urmă. Aveți nevoie să comunicați cu îngerii ca să învățați să vă deschideți sufletul, că aveți sufletul blocat. Pentru unii poate a fost un trio cândva, ori la locul de muncă, și trio înseamnă și un coleg, o colegă care și-a băgat nasul în proiectul vostru, nu neapărat s-a culcat cu prietenul, prietena, da? Dacă acesta a fost motivul pentru care v-ați închis voi sufletul, o colaborare care n-a mers sau ceva la locul de muncă, da. Dar, cartea spune clar, ghidaj, aveți nevoie de ghidaj de la înger, da? E a doua oară când apar îngerii, dați în urmă, talk to your angels, ca să nu-i mai scoate iară. Și învățați să compromite, să faceți compromisuri.
Da? Să fiți un pic nebun, să riscați, că fără să riscați, uite, să spargeți aceste blocaje. Aici eu simt că trebuie să spargeți voi această ușă, acest blocaj pe care vi le-ați pus într-un fel sau altul. Repet, dacă nu vă simțiți voi aici, s-ar putea să fiți în partea altă. Ia uite, iar apare învățătorul, speakerul. Trebuie să mergeți, să aventură, să intrați în această călătorie, să aveți încredere. O nouă viziune despre viață. Iar apare going with the flow. Lăsați-vă în voia emoțiilor și lăsați această greutate de pe suflet. 6 de spade, 7 de spade. Responsabilitățile astea care vă stau în cârcă, lăsați-le. Și învățați să faceți compromisuri. Chiar dacă cineva este mai bun decât voi, învățați să faceți compromisuri cu cine trebuie, nu cu cine nu trebuie. Iau ce sar cărțile. E clar că dacă a apărut speakerul, cineva chiar vrea să comunice, dar probabil că nu știe. Că sar așa, grămadă, grămadă sar. De ca și când ar avea stil în exprimare. Am văzut dezamăgiri, iar 3 de spade. Ok. Ce cu 10 de spirale? Ce le responsabilități? Ce sunt acele responsabilități? Ok. Trebuie să lăsați responsabilitățile și aceste energii negative din mediul vostru. Vai și ce durere de camalot. Probabil aici este greutatea care vă ține la intersecție de drumuri. Și iar, dați în urmă, vedeți mesajele, că trebuie să vă conciliați, să intrați în voi, să vă spiralați, am zis, în interior și să vă vorbiți cu sinele vostru, ia unde counseling. Da? Aici trebuie să vorbiți voi cu voi, da? Voi cu voi, dacă nu cu speakerul sau cu healerul care apare în poziția acțiunilor, da? Și până la călătoria către persoana care vă ajută, vă vindecă, vă inspiră, călătoriți în interiorul vostru, calmați-vă apele, calmați-vă emoțiile, sufletul de aceste responsabilități care sunt impuse, sunt proiecții sau cuvinte spuse de cei din jurul vostru. Că-i familie, că sunt prieteni, că-i la locul de muncă, da? Astea sunt greutățile și care nu vă ajută să găsiți calea aceea, că de-aia sunteți la intersecție de drumuri. Ce este cu Marea Preoteasă? Eu simt că e acest healer care vă... sau speaker. Da, ia uite. Trebuie să vă transformați viața. Ia uite unde s-a oprit, da? Și să fiți receptivi la persoana care vă inspiră. Posibil un semn de apă sau cineva care are marcaj acolo. Regina de apă, receptivitate. Ce este Marea Preoteasă? Clarifică Marea Preoteasă. Sper să nu mă deranjez în mine. Ha. Marea Preoteasă. Ok. O, strele. Nu, sunt 5 cărți. Nu. Pentru că Marea Preoteasă înseamnă și secrete. Ia uite, da. Aici este în poziția fricilor. Cartea înseamnă o minte foarte stresată, da? A venit invers. Tocmai pentru că ați stat în acest mediu toxic, eu zic că unii dintre voi a stat într-un mediu toxic și aveți nevoie de chidaș, că v-ați blocat sufletul. Marea Preoteasă, această persoană foarte intuitivă și creativă, vă ajută să scăpați de aceste griji. Ea tocmai că prin așa ceva scapă de griji. Prin nu musai vrăji, ci prin studiul tarotului, astrologiei, a psihologiei, altor arte, da, inclusiv artă, da? Și aici este teama voastră. Voi nu vă puteți detașa de aceste griji pe care le preluați gânduri de la unii și de la alții. Și nu înțelegeți că există tehnici de vindecare
mai puțin științifice, da? Mintea aceasta foarte stresată caută dovezi științifice. Cum poți să dovedești științific? Unii au încercat, să zic, o manifestare sau un acatist sau efectul unui acatist sau eu știu ce. Mâncare făcută cu dragoste, da? Ia uite, moralitate. Proiecții. Aici este teama voastră. Și asta e preluată din mediul în care ați stat, la locul de muncă, familia pe care v-ați făcut-o sau familia în care ați crescut. Iluzionistul, de ce e iluzionistul invers? Altfel, cavalerul de monede sau de pietre e o persoană foarte creativă care manifestă. Ia uite, o nouă viziune. Vă doriți o nouă viziune. Vă doriți, pe de-o parte, să ieșiți, da? Să vă ridicați, pentru că sunteți absolut doborâți de greutăți. Sunteți doborâți de greutăți, de influențe negative. V-ați închis sufletul, repet, vă mai arăt, v-ați închis sufletul. Asta e sufletul vostru. Sau cineva la care vă gândiți, dar eu zic că e al vostru, pentru că așa apare. Sau cine e aici, da? Vă doriți o nouă viziune și apoi. Probabil în momentul în care căpătați această nouă viziune, după ce vorbiți cu îngerii, după ce vă consiliați cu acest speaker, cu acest personaj, healer, ce mai fi vindecător, de-abia atunci puteți manifesta cavalerul de monede, care e o persoană stabilă, care pune în practică, da? Pune în practică ce gândește. E o sclipire aici, e un gând sclipitor pe care îl manifestă în piatră, în practică, în materie. Și manifestă stabilitate. Dar acum este invers. Este invers pentru că aveți nevoie de un timp. Este similar, acest nou New Vision este similar cu spânzuratul, casa a 12-a peștilor, a sacrificiilor. Vă mai trebuie un pic de timp să înțelegeți că dacă vă sacrificați prea mult, vă dărâmați, trebuie să vă ridicați. Așteptați inspirația, inspirația divină. Și inspirația vine în momentul în care vă relaxați, de-aia vi se zice să vă relaxați. Și apoi manifestați. Da? După această viziune, schimbați, ce frumos, schimbați în poziție normală acest cavaler de pietre și începe să manifestați încet și sigur acest echilibru în viața voastră personală și în relația cu persoana la care vă gândiți. Sau cu cine o mai veni în viața voastră. Haideți să vedem. Ei, numărul 3, dar poziția a doua. Puteți să fiți voi, repet. Ce simt, ce gândesc? Eu cred că e vorba de voi, Phoenix. Phoenix a venit invers. Voi așteaptă să vă transformați. A venit Phoenix invers. Este sufletul lor, probabil că iau ceva de scorpion în ei, sufletul lor. Personajul acesta are ceva de scorpion. Dar sufletul, poate dacă sunteți suflete gemene sau așa, până nu vă transformați voi, aici, cine e persoana asta trebuie să se transforme. Nici ei nu-și pot transforma sufletul. Interesant. Eventual simt că e nevoie de această transformare și eu cred că e vorba de transformarea voastră sau a celui de la numărul 1, repet. 8 de pietre, iar apare Stonehenge, simbol spiritual, dar vorba de stabilitate. Își doresc ca voi să fiți stabili mental, emoțional, fizic, financiar. Dar cine e în poziția 1 trebuie să se transforme și trebuie să înțeleagă că lucrurile sunt mai profunde, cum Marea Preoteasă, sunt mai profunde. Vorbiți cu acel speaker, vorbitor, orator, vorbiți cu ei ca să vă eliberați de confuzii. Ce simt? Ce gândesc? Probabil că ei simt, mai e un alt mesaj, ei simt poziția sufletului, că voi aici sau cine la numărul 1 vă transformați. E transformare Phoenix, da? Renaștere. Înțelegeți, da? E o chestie de telepatie care se regăsește. Da, dezamăgire am văzut.
Urpița care plânge din cauza unor dezamăgiri. Ok. 7. E interesant. La ce se gândesc? Ia uite. A venit leitmotivul. 7 de apă, 7 de oglinzi. Este și aici, tot 7 de apă. În aceste de cărți, oglinzile sunt apă. Dar leitmotivul este să ieșiți din oglinzi, din proiecții, să le spargeți, adică, dragii mei, da? Să le spargeți sau, eventual, ca să nu vă mai distrag atenția, că se creează prea multe dimensiuni. Știți cum e în momentul în care te uiți într-o oglindă și mai e o oglindă în preajmă? Se creează prea multe dimensiuni, prea multe opțiuni și vă distrag atenția de la realitate. Ei, persoana aceasta simte că e în poziția sufletului, că cine e aici trebuie să se transforme. Simte că are prea multe proiecții în jur, prea multe confuzii. O să clarific. Asta se gândește. Ia uite. Cum acționează? Poate că și ei sunt confuzi un pic din cauza stării acestei persoane, că felul în care se manifestă... Haideți să vedem cum se... Valetul de manuscrise, adică valetul de spade. Cum acționează? Are nevoie de comunicare. Persoana aceasta trebuie să comunice. Probabil este speakerul, că acționează, vorbește. Probabil că și vă studiază. O să clarific. De ce e frică? De ce e frică? Interesant că avem două cărți în poziția fricilor. Regele de spirale, care e semn de foc, berbec, leu sau săgetător, și marele preot, care e semnul taurului sau al berbecului, copilul divin. Simt că, pentru că e în poziția fricilor, și Phoenix-ul, transformarea asta a apărut invers, în poziția sufletului, simt că le este teamă că nu, persoana de aici nu se va maturiza. Ia uite, 10 de cupe. Vă așteaptă o mare bucurie dacă comunicați valetul de spirale. Și ce v-a dezamăgit, și atracția, și ceea ce sperați, ia uite, alt valet. Valetul de monede. E nevoie multă de comunicare. Ce-și dorește? Asta își dorește? 8 de oglinzi să se detașeze. Să se detașeze de toate aceste emoții negative pe care persoana de aici le transmite fără să vrea, conștient sau inconștient le transmite. Pune o greutate. E o greutate pe sufletul și mentalul numărului 2, pentru că le simte, e o persoană empatică. 6, iaute, 6 de oglinzi iar. Am mai vorbit despre acest personaj cu care v-ați mai întâlnit într-o altă viață, cu care aveți telepatii, comunicări la distanță, vă simte. Și cine e aici, trebuie să se transforme, este simțit și de persoana aceasta și își face griji. Dacă veți trece de la copil la companion, da? La un rege sau eventual persoana care trebuie să se transforme,
dacă va înțelege să fie creativ, să manifeste copilul interior. Și copilul interior se manifestă în multe feluri, poate cândva o să comunicăm. Copilul va deveni asumat, e o transformare de la copil la bărbat. Și până persoana aceasta se transformă, își dorește eliberare emoțională, își dorește ieșirea dintr-un trio, pe de-o parte, ia uite. Și o transformare la nivel psihic, psihe, interesant, lumea, încheierea unui capitol. Își dorește să încheiați acest capitol de confuzii și așteaptă transformarea. Asta. Ia, ce reușește să manifestă persoana a doua de la numărul 3? Persoana a doua de la numărul 3. Mai, justiția, Maat. Maat este o zeiță a lunii. Știați? Maat este o zeiță a lunii, foarte intuitivă. Deși aici este pusă la justiție, Maat simbolizează, de fapt, semn de apă, dar în fine. Cineva a suferit foarte mult în această relație. Posibil, această muză, muză și persoană foarte creativă și temperată în general, și visătoare, și muzicală într-un fel sau altul, percepe stările celuilalt și unul le percepe de ca și când ar fi ale sale. Nu știu, sper că înțelegeți ce zic, dar știu că unii înțelegeți. Ce reușește? Reușește să-și echilibreze persoana aceasta, în primul rând, pentru că justiția înseamnă echilibru. Persoana aceasta reușește de pe numărul 2 să se echilibreze. Și interesant că va apăru și vouă echilibru. Vouă sau cei care sunteți în poziția 1, da? Aveți e similar justiția cu 6 de monede. Întotdeauna în 6 de monede apare balanță, da? Că se creează un echilibru între voi doi în momentul în care comunicați. Pentru că ei au aici valetul de oglinzi, comunicare emoțională, iar voi aveți o comunicare mentală. Voi, ei, nu contează, da? Numărul 1, numărul 2, aveți în poziția acțiunilor, înțelegeți-mă, aveți valeți, aveți comunicare. Unul, cel de aici, trebuie să învețe să comunice emoțional, eventual să comunice cu persoana emoțională ca să se vindece, iar cea de aici trebuie să comunice cu persoana mentală într-un mod care să fie pe înțelesul amândurora suficient cât să vă eliberați de confuzii și să echilibrați, să aveți două cărți. Da? Eu zic că până la sfârșitul perioadei care, eu știu, se vrea a fi manifestată, vă veți echilibra într-un fel sau altul. Se va face justiție, să zicem, se va face echilibru. Haideți tu să vedem ce înseamnă Phoenix invers. De ce a venit Phoenix invers în poziția sufletului? Eu simt că e persoana care simte ce se petrece cu primul număr. Ia uite. Moment cu moment. Iar o stare de 2. E un 2 de monede. Moment cu moment se produce transformarea. Transformarea n-are loc invers. Scuzați-mă, n-are loc rapid. Sunt și un pic obosită. Deci, fenixul acesta n-are cum să renască instantaneu. E clar că se face transformarea din cenușă pas cu pas. Moment cu moment. Posibil și în relația numărul acesta, în relație cu acest număr, se transformă sufletește. Probabil o să mai caut încă o carte. Pentru că doi de monede nu e foarte clar. Doi de pământ. Clarificăm totuși. Ia uite. Vinovăție.
Sunteți îndrăgostiți, ia uite. Și să las aici? Hai să las aici, că e frumos mesajul. Pentru că e poziția sufletului. E o persoană foarte creativă, regina de monede, matură, asumată, care e îndrăgostită. Eu zic că aici este o poveste de dragoste. Care e îndrăgostit de celălalt? Posibil numărul 2 e îndrăgostit. Și celălalt ar vrea să-și deschidă sufletul, dar nu îndrăznește. Hai să mai clarificăm și la numărul 1 pe suflet. Mai clarificăm. Dacă primește ghidaj cum să-și deschidă sufletul, ce va primi? Interesant. Dacă primește ghidaj, își va deschide sufletul. Deocamdată e închis. Pentru că acolo sunt mai multe cărți, dar am cerut încă un ghidaj. Dacă primește ghidaj de la speaker, de la healer, de la vindecător, de la orator, de la înger, de la consilieri, își va deschide sufletul. Și știți că nu e suficient să vorbești ca să manifesti într-adevăr că sufletul ți s-a deschis. Cineva încă se simte vinovat. Niște proiecții pe care le-a trăit. Niște proiecții pe care și le face la distanță, într-o relație la distanță. Clarifică-mi, te rog frumos, ghidajul. Și sufletul numărul 1. Persoana de la numărul 1. 7 de spade și 3 de monede. Clarificăm. Mai. Niște cărți mai dure. Ok. Dar trebuie să vadă în spatele iluziilor. Trebuie să vadă în spatele iluziilor. Și iar apare fluturele, e o transformare la nivel mental. Să înțeleagă că nu te poți ia, și în momentul în care vede în spatele iluziilor, are parte de această armonie după dezamăgire, într-o relație cu un suflet pereche, da, doi, da, îndrăgostiții și doi de cupe și îndrăgostiții. E clar că vă iubiți unul pe celălalt și pentru că sunt și doi de cupe, e clar că vă simțiți. Când sunteți supărați, vă simțiți. Când sunteți fericiți, vă simțiți. E bine să faceți transformarea. Pentru că cel care suferă îi produce suferință și celălalt. De-aia a apărut la outcome, la final, la amândoi v-a apărut balanța. În acțiuni trebuie să comunicați amândoi. Hai să clarific. Deci în momentul în care primiți ghidajul divin și vedeți păcălalea, da? Iluzia pe care v-ați creat-o închizându-vă sufletul, de-abia atunci, da, închizându-vă sufletul, a fost o iluzie că vă apărați. Nu, nu e nimic. V-ați închis șansa la fericire. În momentul în care vedeți în spatele iluziilor și vă deschide sufletul, vă vindecați, da, 2 de cupe, 10 de cupe de această dezamăgire. Pentru unii poate să fie o relație la distanță sau pe care tot o așteptați să se manifeste. Dacă nu e la distanță, o așteptați, o sperați. Așa, ce caut eu acum? Caut să văd 7 de cupe de oglinzi. 7 de oglinzi. Care e fix în 7 de oglinzi? La numărul 2. 3, pardon. Numărul 2 de la numărul 3. 7 de oglinzi. Interesant că a apărut și la leitmotivul. Da. Ce gândește? Gândește că această confuzie trebuie spartă, trebuie, da? Trebuie eliberată, trebuie clarificată. Și cum trebuie clarificată? Prin muncă, 8 de monede, muncă în grădina interioară, grădina mentală, grădina sufletească și nu doar muncă, nu e suficient să muncești, trebuie să și primești receptivitatea, asta e regina de apă, pești, drac, scorpion. Da? Trebuie să învățați să primiți
inspirație, hrană emoțională, mentală, spirituală. Că am tot vorbit de spiritualitate la început, dați în urmă, eventual. E frumos. E frumos. Și 8 de apă, de, iaute, și pe proiecțiile acestea care tot apar. Iar apare învățătorul care vorbește despre proiecții și celălalt trebuie să învețe, să asculte. Învățător aparent inocent, dar foarte profund, care vă transformă viața. Iar răbdare. Răbdare să vă eliberați de acea greutate sufletească. 8 de cupe de oglinzi. De ce a apărut 8 de cupe oglinzi? Sunt poziția dorințelor. Persoana aceasta deocamdată își ia drumul. Își ia drumul de la poveste, emoțional măcar, poate chiar și practic. Se duce către 9 de cupe. Și în momentul în care merge către 9 de cupe, se echilibrează. Și dacă o persoană se echilibrează, se echilibrează și cealaltă, pentru că voi lucrați în oglindă acum. Mai devreme sau mai târziu se echilibrează și cealaltă. Începe să înțeleagă lucrurile pe care nu le-a înțeles. Așa este, când ai sufletul închis, nu poți să primești inspirația. Când stai în prea multe energii, prea multe influențe negative, cum să faci liniște cu apele tale? Da, e receptivitatea care trebuie să se manifeste aici, de fapt. Da? Aici trebuie să se manifeste, la persoana asta cu multe, multe responsabilități și influențe negative. Persoana aceasta se gândește, numărul 2 se gândește că persoana aceasta trebuie să fie mai receptivă. Și să muncească un pic. Vă place, nu vă place mesajul ăsta? De ce e 8 de cupe? Sunt multe. În poziția dorințelor. De ce e 8 de cupe în poziția dorințelor? Ok, asta să fie. Wow! Am zis că are scorpion persoana respectivă și nu vă jucați cu cei care au scorpion. Wow! Aici este, de-aia vă e frică. Deci numărul 1 e frică de numărul 2. Dintr-un punct de vedere, apare Marea Preoteasă și mintea. Mintea ăstuia, da? Mintea și sufletul, da? S-a blocat în fața lucrurilor secrete, profunde, da? Persoana aceasta își produce schimbarea, își produce echilibru, justiția divină, își produce, da? Schimbarea, change. Inner voice. Inner voice este Marea Preoteasă. Marea Preoteasă numărul 2, da? De care e aici în poziția fricilor, înțelegeți? Își ascultă vocea interioară, persoana aceasta își va asculta vocea interioară și se va lăsa în voia emoțiilor, va lăsa comparațiile și revoltele, se va lăsa în voia emoțiilor, în voia divinității și își va produce schimbarea și nu doar schimbarea, își va produce transformarea. Vrea să pună capăt. Este foarte posibil ca persoana de la numărul 2 să pună capăt situației sau relației în acest moment cu persoana de la numărul 1. Dar acest final ar putea să renască. Ar putea să renască. Că renaște, că nu renaște, că e Phoenixul în poziția invers. Vom trăi și vom vedea, pentru că lucrurile nu se pot manifesta într-o singură lună. Poate acum să se pună capăt și luna viitoare să renască. Dar este 8, 8 e casa scorpionului, 8 de cupe, transformare emoțională. Își dorește transformarea emoțională. Pe de o parte a lor, pentru că ei simt tot în relație cu numărul 1, pe de o parte și transformarea emoțională a numărului 1. Care numărul 1, am zis că este teamă de această transformare mentală, de accesul la secrete, de accesul la intuiție. Este teamă de intuiția sa. Nu vrea să-și asculte intuiția. Și din acest motiv nu poate să manifeste. În momentul în care își ascultă intuiția, vede lucrurile dintr-o altă perspectivă, iese din sacrificiu, din starea aceasta de obediență la nivel material, se ridică spiritual,
și își echilibrează viața. Măi, sper că mă înțelegeți. Da? Altfel, persoana își dorește în acest moment. Își dorește eliberarea pentru că în suflet, simte că îi se transformă viața și nu vrea să jongleze. Da? Nu vrea să stea între două lumi, între două pietre, într-un picior. Își dorește această dragoste adevărată, această dragoste înfloritoare. Dar deocamdată persoana aceasta nu poate. Trebuie să se transforme. Da? Să renască persoana aceasta, trebuie să renască ca să poată să ofere aceste lucruri. Până atunci, până nu se renaște, până nu se transformă, până da? Nu poate să manifeste această dragoste. Înțelegeți? Și am zis să opri la schimbare. Yin și Yang. Vocea interioară. Cam aceasta ar fi etalarea pentru cei care ați ales numărul 3. Sper că mă înțelegeți. Uneori știu că nu mă exprim suficient de academic, dar stai, facem o etalare de tarot, nu o prezentare științifică. Și da, uite unde s-a oprit, la 9 de manuscrise. Cineva suferă, am zis. Suferă și cealaltă persoană, muza, speakerul, simte. A oferit ceva și nu i-a fost primită oferta. Și până una alta se temperează și manifestă încredere în creativitatea sa. Da. Cam această etalare, știți că în principiu cam așa fac. Cine nu știe, acum află. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și ne auzim la cele epizodii. Vă pup, numai bine. Ciao, ciao!